Bună ziua, sunt Sorina Stoian și mă bucur să ne reauzim pentru a vorbi în cadrul acestei lecții despre ecuații de forma x pătrat egal cu a, unde a este un număr real. În cadrul acestei lecții vom învăța să rezolvăm astfel de ecuații, iar apoi noțiunile învățate le vom aplica în două probleme practice, două probleme în care vedem utilitatea aplicării matematicii în fizică. Așadar, ecuațiile de forma x pătrat egal cu a, în cazul în care a este pozitiv. Soluția unei astfel de ecuații este x egal cu plus minus radical din a, deoarece atât radical din a la pătrat, cât și minus radical din a la pătrat ne vor da a. Dacă a este 0, soluția ecuației este x egal cu 0, deoarece numai 0 la pătrat ne dă 0. Iar dacă a este negativ, noi știm că x pătrat este pozitiv, deci x va aparține mulțimii vide. Acestea sunt cele trei cazuri ale ecuațiilor de forma x pătrat egal cu a. Pentru a aplica ceea ce am învățat, am ales câte un exemplu de ecuație foarte simplă. Prima, x pătrat egal cu 25, așadar x egal cu plus minus radical din 25, deci x aparține minus 5 și 5, deoarece radical din 25 este egal cu 5. Exemplul 2. X pătrat egal cu 12. X va fi egal cu plus minus radical din 12. Adică x aparține minus 2 radical din 3 și 2 radical din 3, deoarece radical din 12 are factori care ies de sub radical. Și x pătrat egal cu minus 12 nu se poate, deci x aparține mulțimea vidă. În ceea ce urmează vom rezolva două probleme practice. Aceea numărul 1 se referă la un măr care pică din copac de la o înălțime de 4 metri. Dată fiind relația dintre timp și distanță în cadrul căderii libere și anume h egal gt pătrat pe 2, unde g este accelerația gravitațională, trebuie să determinăm timpul în care mărul atinge solul. Așadar, vom folosi formula de la fizică, h egal gt pătrat pe 2. Din această formulă îl vom scoate pe t pătrat, care este egal cu 2h pe g. Așadar, t pătrat este egal cu 8 supra 9,81, valoarea aproximativă a accelerației gravitaționale, deci t pătrat este egal aproximativ cu 0,81. Deci, t va fi radical din 0,81 deoarece timpul nu poate avea valoare negativă. Deci atenție când trebuie să rezolvați o problemă de acest tip și când trebuie să rezolvați pe R o anumită ecuație. Deci dacă aveați de rezolvat pe R ecuația T pătrat egal cu 0,81, atunci T era egal cu plus minus radical din 0,81. Însă aici vorbim de timp, timpul are o valoare pozitivă. Deci, vom afirma că timpul în care mărul atinge solul este egal cu 0,9 secunde. Cea de-a doua aplicație se referă la jocul de curling, joc în care sunt lansate pe gheață către o anumită țintă corpuri grele de granit. Un astfel de corp cu masa de 10 kg este lansat pe gheață cu o energie cinetică egală cu 40 de juli. Știind că energia cinetică este mv pătrat pe 2, determinați viteza corpului. Așadar, exact ca și în problema anterioară, vom folosi formula energia cinetică egală mv pătrat pe 2. De aici rezultă că v pătrat este 2 ori energie cinetică supra masă. Deci V pătrat este egal cu 80 pe 10, adică egal cu 8. Deci V este radical din 8 metri pe secundă, adică 2 radical din 2 metri pe secundă. Și astfel am aflat viteza corpului
care are energia cinetică la lansare egală cu 40 de juli. În speranța că v-am stârnit interesul cu aceste aplicații ale matematicii în fizică, eu vă provoc să căutați și voi alte astfel de exemple. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă doresc numai bine! La revedere!